Concursul a reunit 42 de participanți, dintre care 21 de copii înscriși la Clubul de Șah Deva, 15 copii care frecventează cursul de șah în cadrul Clubului Smart Simeria, precum și 6 pensionari reprezentând Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Simeria. Concurenții au primit diplome de participare, iar premianții au fost răsplătiți cu cupe, medalii și premii surpriză constând în rechizite. Concursul s-a desfășurat pe două grupe. Grupa 1, seniori versus juniori, 16 participanți, din care 6 seniori de la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice și 10 copii de la Clubul de Șah Deva, secția de performanță. Pe primul loc, la junior, s-a situat Denis Furtună, în vârstă de 10 ani, iar la senior, pe prima treaptă a podiumului, a urcat Ioan Șendrilaru. Grupa a doua, copii nelegitimați sub 12 ani, la general, pe primul loc s-a situat Răzvan Răducu, în vârstă de 8 ani. La copii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani, cel mai bun a fost Horea Irimie, 7 ani, iar la copii peste 8 ani, primul loc a fost câștigat de Igor Nicorici, 9 ani.